De la 1 iulie 2012, medicii de familie sunt obligați să prescrie rețete în sistem electronic și se pare că nu se descurcă rău. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a comunicat că până la această dată au fost prescrise online peste 350.000 de rețete, cele mai multe în București și județele Iași, Brașov și Teleorman. Potrivit Casei de Sănătate Giurgiu, medicii de familie au prescris online în luna iulie puțin peste 400 de rețete, în timp ce în luna august s-au prescris în format electronic peste 2500 de rețete. În România, dacă prescriu rețete online în procent de 75%, medicii primesc 100 de lei bonus. Dacă prescriu doar 50%, vor primi 50 de lei, iar dacă prescriu numai rețete de mână, medicii vor plăti contravaloarea acestora.